Radu Drăgușin și iubita lui Ioana sunt David și Victoria Beckham de România, vă zic. Cel mai scump fotbalist român al tuturor timpurilor a debutat la Tottenham și a câștigat 600 de euro pe minut, dar eu altceva vreau să vă zic. Am vrut să văd și eu cine e norocoasa care l-a scos pe Răducu definitiv de pe piața transferurilor sentimentale. Hai să începem puțin cu fotbalul. Deci Radu Drăgușin, la doar 21 de ani, a debutat ieri pe banca de rezerve într-un meci cu Manchester United și a fost introdus de antrenorul Ante Postecoglu abia în minutul 85 în locul lui Oliver Skip. Drăgușin al nostru are în contract o clauză cu un bonus de 6.000 de euro pentru fiecare meci jucat la Tottenham, așa că ieri dacă a jucat 10 minute, ce să vezi, hop, a și luat bonusul ăsta, iar la un calcul simplu a câștigat 600 de euro pe minut. Acum că v-am atras atenția cu câți bani câștigă băiatul ăsta, hai să vă mai zic ceva ce sunt sigură că nu știați. E cam luat asta așa ca să stați cu minți, fetelor. Uite, iubita lui e studentă la arhitectură la București, deci na, să nu mai ziceți că toate iubitele de fotbaliști sunt nu știu cum. A, tatăl meu, m-am îndrăgostit de ea, am luat-o, fac femeie de acasă, trage-o de acolo de la televizor, îmi soarte cu ea, o familie și o respect. Hai să vă zic și cum s-au cunoscut. Radu, la doar 18 anișori, când încă locuia cu mama lui în casă, i-a scris la mulți ani pe Instagram Ioanei și de acolo s-a legat totul. Atenție acum la mine! Au avut relație la distanță timp de un an, adică nu s-au văzut deloc în tot timpul ăsta. Iar pentru că ea l-a așteptat cu minte pe el, pe prințul pe cal alb, acum relația lor merge din minune, iar Radu al nostru îi oferă iubitei lui în fiecare lună pe data de 25 un buchet imens de flori. Deci gata, ce să mai, David și Victoria Beckham de România sunt ăștia doi.